Anul școlar a început cu verificarea riguroasă a stării de sănătate a celor peste 20.000 de elevi înscriși în unitățile de învățământ din județ. Medicii din școle efectuau triajul epidemiologic în fiecare unitate pentru a se asigura că în comunitatea școlară sănătatea elevilor și a preșcolarilor nu este în pericol. În acest an au fost înregistrate 16 cazuri de pediculoză, care au fost rezolvate ulterior. Bravo! Spre deosebire de elevii din ciclul primar, gimnazial sau liceal, pentru preșcolari, fiecare zi la grădiniță începe cu controlul de rutină. Medicii verifică în fiecare zi starea de sănătate a preșcolarilor, iar după fiecare vacanță efectuează triajul epidemiologic la elevi. Această măsură de prevenție este foarte importantă pentru evitarea răspândirii afecțiunilor contagioase în colectivitate. Se examinează cavitatea bucală a copilului, deci bucofaringian, se examinează tegumentele, se examinează scalpul, părul din cap și în același timp copiii mai mărișori, copiilor mai mărișori li se poate face o scurtă anamneză, în sensul că ei sunt întrebați dacă au făcut febră, dacă li se administrează acasă un siropel sau o pastiluță. Anul acesta, în unitățile de învățământ au fost identificate 16 cazuri de pediculoză, care au fost tratate după prima săptămână. Medicii atrag atenția părinților că în aceste cazuri, pentru tratare, pot fi folosite doar soluții destinate uzului uman. Sunt înscriși 20.884 de copii, au fost examinați 19.983 de elevi, dintre aceștia au fost identificați 19 cazuri de angine, 21 de cazuri de alte boli infecțioase, 23 de cazuri de micoze și 16 cazuri de pediculoză. La o săptămână, la recontrol, s-au rezolvat cele 16 cazuri de pediculoză, acum sunt 0 cazuri. În cazul copilului cu pediculoză, el este tratat cu soluții gen șampoane care se găsesc doar în farmacii. Este interzis spălarea copiilor cu orice altă soluție de orice altă proveniență. Cele mai frecvente boli transmisibile întâlnite în unitățile de învățământ sunt anginele, adică de la banala inflamație, roșu în gât până la faringită, amigdalite și alte afecțiuni în zona gâtului.